vin înaintea dumneavoastră răspunzând că mării care mi-a fost adresată de Părintele nostru Mitropolit. O chemare despre care vreau să cred că este planul lui Dumnezeu pe care îl are cu fiecare dintre noi, dar care de fiecare dată când îl punem în practică cu noi ne surprinde pe toți. Primesc misiunea care mi este încredințată astăzi cu deplină responsabilitate, Încrederea pe care în alt Sfințitul nostru Părinte mi-o acordă, din preună cu binecuvântarea arhierească, pentru a prelua cârma protopopiatului Cluj II, nu vin în urma unor merite personale deosebite. De aceea primesc această investire ca pe o deosebită cinste și în același timp o ca pe o cruce. Iar crucea nu este ușor de dus, o știm de la Domnul Hristos și viața de zi cu zi ne convinge. Dar teologia ne învață că crucea este nedespărțită de Domnul Hristos, iar Domnul Hristos este nedespărțit de Cel care și-o asumă. În El îmi pun astăzi nădejdea. Vă mărturisesc fără nicio reținere că pentru această misiune la care Dumnezeu m-a chemat de astăzi înainte, nu sunt pregătit întru totul. Am slujit șapte ani în parohia nimice în protopopiatul Năsăud și peste trei ani aici împreună cu dumneavoastră în Cluj. Și din timpul seminarului teologic și a facultății de teologie, m-am străduit ca de la o zi la alta să devin un preot bun sau mai bun, dar nici de cum un protopop. De aceea îmi pun nădejdea că Dumnezeu îmi va ajuta și îmi deschid mintea și inima spre sfaturile înaltprea sfinției sale și spre dumneavoastră, spre toți cei de la care sunt convins că voi avea multe de învățat.